Bun găsit, vă salut! Tot circulă un zvon în țară că s-au mulțit ciobăneștii caucazieni, că sunt prea mulți. Pă, dracu, nu e așa? A te duce pe Oleis și a-ți lua un câine la 1500 de lei, maxim 2000 de lei, asta nu înseamnă că s-au mulțit acei câini. Pot spune că nu sunt 100% ciobănești caucazieni, ba chiar să fac confuzii foarte mari, și asta am să spun tot timpul și mereu, pentru că așa este. A cumpăra un exemplar mare, să zicem, la un preț de 1500-2000 de lei, asta nu înseamnă că acel exemplar este 100% original. Nimeni nu-i nebun la cap să dea o spinare de bani un exemplar și să-l vândă la un preț de nimic. Poți deveni așa zis crescător și peste noapte te duci frumos pe OLX, ți-ai luat un mascul, da? Am văzut mascul mare, dar gata, la 2-3 ani 1000-1500 de lei, 2000 de lei maxim. Femelă la fel. Deci ți-ai luat o femelă, ți-ai luat un mascul, nu te costă mai mult de 3000 de lei. Poate chiar și mai puțin, dar asta nu înseamnă că ai făcut nu știu ce afacere. Un ciobănesc caucazian adevărat de la mama lui costă bani. Pentru cei care nu știți, numai transportul să aduci un câine din Rusia e în jur de 1000 de euro. Nu mai zic exemplarul. Dacă le-ai și mare, da gata, o pereche bună de ciobănești caucazieni, poate ajunge și la 10.000 de euro. Mă refer la câini scoși în expoziție cu rezultate foarte bune. Deci asta că iei un câine de pe OLX sau de unde lei, de pe public de 24, asta nu înseamnă că ești crescător, asta nu înseamnă că acel câine e original. Aș putea spune că la ora actuală 70% sunt câini curciți, infuzați, care nu au nicio legătură cu ciobănescul caucazian. Un ciobănesc caucazian nu l-o obții cu una, cu două așa. Deci asta că ți-ai luat un câine, nu știu de unde, la 1200 de lei, aia nu înseamnă că ți-ai luat un ciobănesc caucazian. Sunt câini foarte scump, sunt câini care necesită o întreținere pe măsură și nu tot ce zboară să mănâncă. E greu să separăm grâul de neghină, doar cine are ochi, cine se documentează, cine are abilități în domeniul ăsta poate să înțeleagă ce spun eu aici. Mă deranjează iar foarte tare vorba asta. Am și eu, seamănă ca al tău, tot din Rusia am și eu câini. De unde? Dacă te uiți pe pedigree, scrie acolo Canisa de Valea Cucului. Deci nu are nicio legătură cu un pedigree de export, da? De Rusia. Când te uita ca curca în lemne într-un pedigree de ăsta de Rusia și nu înțelegi nimic acolo, dar abia atunci poți să te pronunți că ai un exemplar adus din Rusia. Până atunci, lăsați-ne cu curciturile astea care s-au format peste noapte, să confundă foarte mult sarplanina cu ciobănescul caucazian, s-a și infuzat, s-a și amestecat rasele astea, ba chiar și cu carpatinul nostru, da? Publicul este foarte derutat de așa zis și caucazieni, dar n-au nicio legătură unii cu ceilalți. La noi moda e să aibă un metru la graben, să fie cât mai mare și tipicitatea, formatul câinelui, da, e pe ultimul loc. La noi se punctează foarte mult mărimea, să fie cât mai mare, nu mai contează, nu-i mai interesează nici pedigriu. Acum vă întreb eu pe voi, chiar rușii chiar n-aveau posibilitate să iau un ciurli-burli de ăsta de la noi, de ăsta de 90 la graben, să îl formeze acolo, da, să îl încrucișeze cu rasele lor? Păi nu-i interesează. Pentru că iau câinii lor, iau tiparul lor de câini. Dați o căutare, da? Faceți
cercetări, săpături în direcția asta, duceți-vă pe site-ul rusesc, acum mai tot omul are acces la internet, duceți-vă pe site-ul rusesc și vedeți acolo ce tipar de câini au rușii. De ce la ei câinii nu sunt de 90, un metru la greabă? De ce nu există mod asta și la ei? De asta fac astăzi acest clip. Mai luminăm un pic această confuzie care s-a așternut. Nu vreau să fiu răutăcios, dar asta e realitatea. A lua un câine mare, dar gata, de rețea de asta de vânzări, la un preț derizoriu, asta nu înseamnă că ești crescător, nu înseamnă că acel câine e caucazian. Deci asta pică din start. Hai să separăm un pic grâu de neghină, că ne ducem într-o direcție greșită și e păcat să asemănăm ce nu trebuie cu ce trebuie. Una e să iei un câine, să faci sacrificii, să aduci un câine de unde trebuie, da, de la mama lui, și alta e să stai toată ziua pe olei, să prinzi pe XY care vinde un câine că nu mai are ce face cu el. Sau a văzut ulterior cam ce înseamnă ciobănescul caucazian și ce să facem. Hai să vindem curcitura, să ne încadrăm și noi în niște parametri, da? Să luăm un câine cum trebuie. Cam asta e discuția de azi. E o discuție sinceră, nu e nimic răutăcios în treaba asta. Într-adevăr, dacă îți dorești un câine original, un câine cu calități de ciobănesc caucazian, necesită sacrificii și o cheltuială pe măsură. Repet, să aduci un câine din Rusia te costă cel puțin 1000 de euro numai transportul, da? Să îți vină acasă. Nu mai zici câinele, dacă e mic, fără 2000 de euro nici nu discută crescătorul cu tine. Dacă le-ai și mare, da, gata. Un câine poate fără doar și poate să ajungă la 5000 de euro. Așa, pe prost. Deci o pereche bună de ciobănești caucazieni te duce undeva la 8000-10000 de euro. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, v-ar conveni să dați 7-8000-10000 de euro pe o pereche bună de câini, să-i reproduceți și să-i dați la un preț de ăsta de nimic? Care e nebunul ăla să facă așa ceva? Vă spun sincer, chiar dacă nu s-ar mai vinde câini, dar eu am făcut ceva cheltuieli în direcția asta. Pentru că urmăresc calitate, urmăresc să merg pe... În primul rând, nu vreau să mă mint singur. Nu vreau să mă mint singur, că și consolarea, a te consola că nu e bun, că e mic, te minți, în principiu te minți singur. Și atunci, care ar fi ăla nebun să dea o avere pe o pereche de câini, după care să vândă, să reproducă pui și să vândă pui la prețuri de 102 de euro, cum văd pe rețelele astea de vânzări. Eu vă spun sincer, și dacă aș fi într-o situație să nu pot să dau pui, da, prefer să îi dau la cunoștințe, la prieteni, prefer să-mi fac ceva relații, da, cu un câine bun poți să deschizi multe uși. Sunt N variante, dar să-i dau de pomană la nei ca nimeni, n-aș face niciodată treaba asta. În primul rând, mi-aș demigra munca mea de crescător, pentru că mă pot numi crescător, că dețin 3 rase de câini. Pentru cei care nu știți, sunt crescător de ciobănesc caucazian, ciobănesc mioritic și ciobănesc de Asia Centrală. Deci 3 rase de câini, vorbim aici de un număr de peste 20-30 de câini. Dacă mai punem și pe mici la socoteală, lejer depășim 30 de câini. Deci cam asta e ideea. Nu mai confundați, nu vă mai lăsați păcăliți, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă. Nu vreau să fiu răutăcios, dar asta e realitatea. N-ai cum să dai 3-4000 de euro cu un câine și să vinzi pui din el cu 102 de euro. Mi se pare bătaie de joc. În primul rând, îți bagi joc de tine ca om. Pentru că toți muncim pe bani, toți facem sacrificii. Și asta mă deranjează foarte mult, confuzia asta, și nu-mi place să aud vorba aia, am și eu la fel ca al tău. Băi, omule, n-ai cum să ai la fel ca al meu, niciodată. Nu se aseamănă câinii între ei. Trebuie să ai ochi să poți să
faci diferența. Deci n-ai cum să zici că e ca și al meu. Adică eu aduc câine din Rusia și tu l-ai luat de pe ulei și zici că e ca al meu. Cum dracu vine asta? Aici mă deranjează foarte mult, întorcându-ne iar la valoarea unui exemplar. Dom'le, dacă ai nevoie de un câine să-ți miște prin curte, nu ești pretențios, nu vrei să reproduci, nu vrei să alergi până expoziții cu el, nu vrei să, nu știu, să ajungi la un tipar anume, foarte bun și acei câini infuzați, da, curciți. Merge, îl lași în curte, ai și tu un câine de talie mare, nu-i rău, dar cam atât. Nu vă mai pripiți cu concluzii de-astea că e ca al tău, că e mai bun, ba chiar e mai bun ca al tău și tu l-ai luat la 102 de euro de pe ulei și mare de gata. Haideți să fim un pic cu picioarele pe pământ, pentru că nu e frumos să comparăm mere cu pere. Fiecare cu treaba lui. Deci dacă ai nevoie doar de un câine să-ți latre acolo în curte, te-ai dus frumos, n-am nimic cu nimeni, ți-ai luat un cățel de acolo, jos pălăria, dar nu veni pe urmă să te bați cu pumnii în piept că tu ai un câine mai bun ca lui X, Y, care poate acel crescător a făcut sacrificii mari. Un câine bun costă cât o mașină bună. Deci nu o să iei tu un câine bun pe 2 lei. Legat de preț, un ciobănesc caucazian adevărat, să încep așa cu o listă de prețuri, cu toate că nu stă în caracter să fac treaba asta, dar haide să facem un pic de lumină, să înțeleagă omul de rând. Un câine bunicel pleacă de la 600 de euro, zic eu, pentru că la 400 și 500 e neduplin de... Le-au crescut valoarea și la acele curcituri, să știți. Și atunci trebuie să faci un pic diferența. Deci, ce vă spuneam? Un câine original caucazian, da, pleacă de la 600 de euro și poate ajunge chiar și puțin peste 1000 de euro vârful de cuib. Ce înseamnă vârful de cuib? Un câine care face diferența între ceilalți, mai mare, mai încolorit, poate mai aparte, mai botos, mai strong, da? Și atunci acel câine are un preț mai pe măsură. De-aia și la mine prețurile sunt diferite, da? Variază în funcție de exemplar, pentru că nu toți câinii sunt la fel. Mai mă sună câte cineva și mă întreabă, dar de ce? Ăia e la 600 și ăla e la nu știu cât. Pentru că nu toți câinii sunt la fel. V-am spus, unii sunt mai robuși, mai mari, da? Și atunci există și diferența asta, atât la câine cât și la preț. Deci n-ai cum să... Poate ar fi fost un pic mai jos prețul, da? Poate ar fi plecat de la 500 de euro, să zicem. Dar având în vedere că au venit curciturile astea infuzate peste noi, atunci noi a trebuit, crescătorii care respectă această rasă, a trebuit să majorăm un pic prețurile. Nu vă mai spun că costurile sunt foarte mari de întreținere, atât la pui cât și la câine adult, cu toate că adultul poți să-i dai decât o singură masă, și acea mâncare trebuie să fie de calitate să poată să crească sănătos acel exemplar. Cam asta ideea și confuzia care s-a creat, și am zis să facem așa un clipuleț de weekend, așa, mai vorbim între noi. Am observat că s-a creat între crescători o invidie uriașă, în loc să ne consultăm între noi, în loc să discutăm așa cum fac eu aici în cazul de față. Suntem tot timpul și mereu bârfiți pe grupuri, forumuri și postările noastre. La Ruj nu e așa, să știți. Acolo treaba e altfel. E o colaborare între ei. Ei urmăresc să dezvolte această rasă, nu să o dărâme, cum e în cazul nostru. Dacă noi ne bârfim, nu colaborăm, nu ne sprijinim unul pe altul, lăsăm, așa zis și crescătorii ăștia peste noapte, care și-a luat un câine de pe OLX de ăsta la preț de nimic, îi lăsăm să ne calce în picioare.
o să ajungă curciturile astea, de-ți vorbesc eu aici, da? Or să ajungă să fie mai scump decât câinele caucazian original. Ascultați ce vă spun eu aici. Pentru că la noi asta se urmărește. Omul e precum calul ăla. Ochelari. Să fie mare, să aibă 100 și... Să fie cât leu, domnule, ce să mai vor. Mare și atât. Alte calități nu o să mai aibă acel câine. Deci asta e prostia la noi. O să fim călcați în picioare. O să se ducă naibii rasa asta, pentru că noi, cu mâna noastră, am contribuit, dacă vreți, la așa ceva. Nu permit, eu unul n-am să permit nimănui să-mi demigreze mie câinii și să-mi spună mie că are și el ca al meu și că... Hai să văd, vină cu fapte, da, uite domnule, am adus și eu, am importat, ai un dialog cu mine și atunci e ok treaba, am discutat cu fel de fel de oameni care chiar au adus câini buni, da, din Rusia, din afară. Acolo, da, poți avea un dialog civilizat cu acel om, o discuție, o consultanță, dacă vreți. Dar așa că tu ți-ai luat un câine de ăsta la 2 lei de pe OLX, de unde naiba l-ai găsit tu și vii să-mi spui, să-mi faci capul calendar, că după ce mă întreabă una și alta, îi mai intră și nu în subiect, de zici că a crescut câine, dar cu sute de ani. Deci asta mă deranjează cel mai mult pe mine. Da, l-ai luat, ai dat cât ai dat, ai luat un chilipir, lasă-l naibii așa, nu mai îl expanda atât, că nu-și are rost. Când te uita ca curca în lemne în acel pedigree, da, te uiți și vezi, băi, nu înțelegi ce dracu scrie acolo, atunci da, poți să spui că, da, domnule, ți-ai adus un câine de Rusia. Că ți-a dat și rusul țeapă, aia altă mâncare de pește. Că se întâmplă și treburi de astea. Dar dacă urmărești și știi ce vrei să cumperi și cunoști, nu se întâmplă nimic. Dacă e așa la urbul găinii, de la... mai trece și pe la vreo 2-3 intermediari, da, ți-ai o mare țeapă. Peste tot se întâmplă treaba asta. Cam asta a fost clipul nostru de azi. În continuare acestui material o să cântărim și noi un pui de ciobănesc caucazian. Chiar a fost ceva discuții și pe tema acestor căței, că vezi, doamne, sunt prea mari pentru vârsta lor. Pe 17, ieri alaltă ieri când a fost, că nici nu mai știu cât suntem, au făcut căței fix 3 luni. Am carnete de sănătate, am convorbirea, pentru cei care nu știți, nu sunt căței mei, e al unui prieten, ăștia sunt nepoții lui Everest, ca să vă faceți așa o idee. Deci, mama puilor e soră de cuib cu Everest al nostru. Cine e Everest? Everest e fiul din Ișter, Ișter i-a dus direct din Rusia. Majoritatea cred că îl știți, câinele lui domnul Viorel Pop. Un câine care nu are nevoie de nicio prezentare. Deci eu am fost foarte mulțumit de exemplarul care l-am luat. Un câine corect, calitate-preț, își merită din prim prețul, ba chiar și mai mult. A transmis extraordinar de bine masculul care l-avem. Mă uit și la mama puilor, da? Sora lui Everest, tot așa, a transmis extraordinar de bine. Am să opresc și o femeluță. Ba chiar și un mascul ne-a atras atenția. Rămâne de văzut, nu vreau nici să mă aglomerez. Dar e un cuib fantastic, e un cuib... Cine a luat în cuibul ăsta o să mă pomenească. Deci, n-are cum să nu iasă ceva bun. Haideți să vorbim pe linia, deci v-am spus, părinții știți. Mama puilor, soră cu Everest, tata puilor este din Ahab. Ce să vă mai spun mai mult de atât? Deci, bunici, da? Ahab și cu Ișter. Ce pot să vă mai spun mai mult de atât? Pentru cunoscători, ăștia care nu știți, nu vă mai băgați în discuții de-astea, că nu. N-are rost să bate în câmpii. Deci, ăștia sunt câini pentru cunoscători. Calitatea acestor câini o să o observați în timp. Și am să opresc o femelă și o să-mi dați dreptate. Acum nu. Acum poate mă beșteriți, îmi iau palme, nu-i problemă. Dar vorbim.
după un an, după 8 luni, un an, mai stăm de vorbă și o să vedeți, bă, omul ăla a vorbit el la masă, așa a avut dreptate ăla, uite ce câine a făcut din căței ei. Deci, eu vă spun că acești câini au calități extraordinare. I-am urmărit și urmăresc în fiecare zi. Osătură bună, cap, deschiși în piept. Nu sunt niște câini care la prima vedere să pară foarte mari, dar sunt foarte pietroși, greoi. Chiar o să cântărim și o să iau o femelă, nu o să iau mascul, să nu fie discuția. Am să iau o femelă, punem pe cântar și vedem și noi ce greutate are un exemplar de ăsta la 3 luni care a făcut acum, ieri alaltă, nu știu în cât suntem. Deci cam asta e clipul, o să îl încheiem aici. Mergem, aducem o femelă, o cântărim și cam atât pe ziua de azi. V-am pupat, multă sănătate și aveți grijă de unde luați, ce luați. Faceți, domnule, cercetări, săpături, du-te un pic, caută dacă vrei ceva adevărat. Nu te mai uita la un chilipir și la anul să-l pui pe olei să scapi de el că nu-ți mai place. Pierzi de două ori, odată dai banii pe un câine, că le dai și pe la 300-400 de euro. Investești în el, nu mai zic vitamine, mâncare, o să ajungi, te-l faci poate chiar mai scump de un câine original, bun, care nu necesita atâta atenție. Înțelegeți voi ce vreau eu să vă spun aici? Faceți un pic de săpături, căutați, că sunt câini, într-adevăr, sunt puțini. Că de aici a plecat ideea acestui clip. Sunt foarte puțini caucazieni originale, atenție. Că de curcituri de-astea de viteză suntem sătui. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar trebuia cineva să iasă la interval să mai facă, domnule, lumină, că ne-au năpădit curciturile astea. N-ai cum. Nu există așa ceva. Te duci tu, iei un câine de ăsta ciurli-burli de pe olei și vii să-mi spui tu mie că e câine la fel ca al meu, care eu am dat 1000 de euro pe el. Nu există așa ceva. Dacă noi nu ne apărăm între noi, ca crescători serioși mă refer aici, dacă noi nu ne sprijinim între noi și nu mai facem cât un clip de genul ăsta, lumea n-are de unde să știe. Rămâne acolo confuză și își ia țeapă de la X, Y și vă spun toate astea pentru că au venit clienți la noi și s-au văitat, domnule, cred că am luat peste 4 câini ciobănești caucazieni. Dom'le, nu-i ca ăla, nu mi-a plăcut, nu latră, nu face pază. Niște ghioarle, zice, nu-i bun de nimic. Zice, și acum dacă mi-au țeapă și-l văd pe om că e derutat de treaba asta. Îl văd că e sceptic. Nu știe. Atunci îl duc, îi arăt câinii mei, arăt despre ce e vorba. Să înțeleagă, da? Să-l faci pe om să înțeleagă, să prindă omul încredere, că v-am spus, e derutat, debusolat, nu știe. Mi s-a întâmplat și la Asia Centrală, mi s-a întâmplat și la Caucazian, la Mioritic mai puțin, că este câinele nostru, da? Aici e rădăcinile lui și acolo mai cunoaște omul, dar la câinii ăștia mai greu. Mergem să aducem femela, să o cântărim și încheiem. Haideți că am adus o femeluță, da? Să vede. 3 luni acum, o zi, două. Cântarul e la zero. Hai. Și avem 117 kg. Ăla e, acum o dăm jos. 117 minus. Hai să bag cățelul de aici, că fuge. Opa. V-am spus că sunt foarte grei, sunt îndesați. Hai să vedem câte kilograme am eu. 100, cât am zis? 92. 92 de kilograme, chiar mă speriam, zic, ce dracu, m-am îngrășat. Deci, 92 de kilograme, da? 117 am zis, nu? 117 minus 92, fix 25 de kilograme la 3 luni. Zic eu că e bine pentru o femeluță. Să mă uit și în tabelul ăla, că uit mereu, da? Zic că ne-am încadrat foarte bine la vârsta ei. Cam ăsta a fost clipul. V-am pupat, multă sănătate!